Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să fac continuarea videoclipului pe la animale, partea a doua o să fac astăzi. Multe nu am ce să fac, numai trebuie să dau apă la porci, trebuie să fac curățenie în suvacă și o să filmez poate și când merg să scot capra și când dau la iepuri. Deci să trecem la treabă. Cum vedeți aici e Paula, i-am dat abracul. Pisatul cu tărâțele, la vacă i-am dat fânul, la fel și la Ela i-am dat abracul. I-am scos de aici, din ață, că le-am pus niște ațe pe aici, să le găleata, o scos-o de acolo, să mănâncă și ea. Și trebuie să pun găleata cu apă, trebuie să o pun la porți, să bea apă. Nu o să pun pe pauză, sper să pot așa cu mâna. Așa. Să iau bota că vin toți la găleată. Putem, băi. Asemenea bătăușe. Îl mușcă pe toți, deși e aproape cea mai mică, nu e cea mai mică, e aproape cea mai mică. Pe toți îi mușcă. Sper să filmeze că ieri am încercat să fac tot așa partea a doua și nu mi-a reușit că am filmat și când să-l postez am văzut că nu e aproape nimic filmat, adică era 10 secunde, atât filmat. Nu știu ce s-a întâmplat, habar nu am. Probabil că a fost ceva eroare. Da, nu contează, am făcut alt videoclip cu iepurașii. Băgăm și la scroafe. Luăm și bota și la ele, că... Da. După ce termină de dat apă, trebuie să le dăm, să le dau, adică așa puțin form cu cioțiu, să aibă așa de gust, să aibă ce să mănânce, asta să... Se pare că nu mai vrea, nu mai văd. O să iau găleata cu apă până aici și luăm, adică iau urăm cu ciociul de aici. O să dezleg sacul. Revin după ce dezleg. Am terminat de dezlegat. Mai trebuie să iau de aici și arunc în valou. Nu o să le arunc foarte mult, după cum v-am spus, că le dau așa de gust, numai că deodată taică-mi eu azi dimineață mâncare. O să-i bag și pe astea de jos, fiindcă, da, sunt aproape întregi, să mănânce, să mai le dau și la scroafe puțin. Încă doi la scroafe și ajung, cum am spus, că... Numai de gust le dăm. Le plac foarte mult porumbul cu cioțiu. La fel și florile de lucernă. Le dăm și din alea, cum rămâne așa de la vițele, de la vacă, le dăm, le băgăm numai florile de lucernă, băgăm în valo și mănâncă foarte bine. Bun, acum o să
trebuiască să fac curat suvacă, suvițele. Pun pe pauză și revin după ce termin de făcut curat. La vacă am terminat de făcut curățenie. Mai trebuie la vițele. Și revin după ce termin și la vițele. Am terminat de făcut curățenie și la vițea. Vița acolo am făcut curat și am pus niște paie, niște bote, așa, cum a rămas pe aici, așa, pe jos, m-a dat ea, fără flori. După cum vedeți, fânul, adică lucerna, o băgăm în, într-o chestie din asta, cum se făcea pe vremuri betonul, cred că, nu știu cum se numește. Băgăm în asta, fiindcă dacă ea când mănâncă, vedeți, scutură și cad floricelele în el și floricelele atunci le putem lua din el și dăm ori la purcele, ori la scroafe. Și mai ok așa. Acum o merg, o să merg să fac curat și la Ela. Pun pe pauză și din nou revin după ce termin. Am terminat și la Ela de făcut curățenie. Vedeți, am pus și ei așa puțin fân pe acolo, să aibă pe ce să stea. Acum o să le dau apă. Aici am găleată aproape plină cu apă. Să bag la Paula prima dată. Să o prind mai încolo. Așa. Am și o veste bună, cred că nu v-am spus. Vaca și-o îndeplinit termen acum. Trebuie să fete acum săptămâna asta, săptămâna viitoare, habar nu am. Nu trebuie să fete și o lăsați și un pic de ulger. Semn că trebuie să fete. Și tot elimină niște curățele, după cum vedeți și acolo la spate. Elimină ceva curățele și asta îi simt că trebuie să fete acum. Peste o săptămână asta sau peste o săptămână vedem noi. O termina și Paula de băut apă. Să băgăm și la Ela. Cum vedeți, și el abia apă. O terminat de băut apa, adică nici nu mai prea are apă. O să merg să mai umplu găleata și revin. Am terminat de umplut găleata. Bag din nou la Ela. Am văzut că tu scris în secțiunea de comentarii ca să mai filmez iepurii lui Răzvan, dar nu prea am cum să filmez iepurii lui Răzvan, adică nu am cum să merg la el, fiindcă la noi, aici pe la noi, în fiecare zi circulă mașini de poliție și chiar nu am cum să merg.